E greu de imaginat cum ar fi să-ți pierzi părintele, mai ales atunci când ești un tânăr artist în plină ascensiune, așa cum este Ionuț Cercel. La mai bine de un an de la moartea tatălui său, celebrul interpret încă își plânge durerea. Dar cum face acesta pentru a rămâne aproape de părintele lui? Ei bine, să aflăm împreună. Ce te-ai gândit că face Ionuț în fiecare zi pentru a-și comemora tatăl? Poate că e un gest simplu, precum să poarte un medalion cu chipul tatălui său, sau poate că e un ritual mai complex. Adevărul este că Ionuț a ales să-și mențină legătura cu tatăl său într-un mod surprinzător și emoționant. Cântărețul merge zilnic la cimitir, unde îi povestește totul. Da, ați auzit bine, Ionuț își împărtășește trăirile și întâmplările cu tatăl său chiar și acum, când acesta nu mai este printre noi. Și parcă legătura dintre cei doi nu se oprește aici. Ionuț a mărturisit că, atunci când se culcă, își vede tatăl în vis. Nu doar că Petrică Cercel își vizitează fiul, dar i-ar răspunde și la întrebările pe care îi le pune. Cum poate fi posibil așa ceva? E vorba de coincidență, sau poate de ceva mai misterios? Oricum ar fi, faptul că Ionuț simte că se poate conecta cu tatăl său în acest mod neobișnuit este cu siguranță reconfortant pentru el. Petrică Cercel a avut o relație specială cu toți copiii săi, dar se pare că Ionuț a fost cel mai apropiat de el, probabil că fiind cel mai mic. Petrica a avut o slăbiciune pentru Ionuț, așa cum a declarat chiar cântărețul pentru Fanatic. Dar asta nu înseamnă că frații lui Ionuț nu au fost și ei importanți pentru tatăl lor. Să aflăm mai multe despre ceilalți copii ai lui Petrică. Ionuț mai are doi frați, Florin, care este și el cântăreț, și Ami, care stă departe de lumina reflectoarelor și își ajută frații cu figurația pentru videoclipuri. Cu toate că Florin și Ami nu au aceeași legătură cu tatăl lor precum Ionuț, este clar că Petrică Cercel a fost un părinte dedicat și iubitor, care și-a susținut copiii în cariera lor artistică și în viață. Petrică Cercel a fost un nume de referință în lumea muzicii de petrecere și manele, iar moștenirea sa continuă să trăiască prin copiii săi. Ionuț și Florin au reușit să-și facă propriul drum în lumea muzicală, iar Ami își sprijină frații din umbră. Cu toate acestea, întrebarea rămâne: cum vor reuși să ducă mai departe numele tatălui lor în această lume a muzicii și cum vor face față pierderii lui? Deci pare că Ionuț a găsit o modalitate de a se conecta cu tatăl său prin intermediul viselor și al vizitelor zilnice la cimitir. Este de înțeles că și pentru ceilalți frați ai săi durerea este mare. Totuși, este impresionant să vezi cum toți cei trei frați reușesc să-și continue viața și să-și urmeze pasiunile, în ciuda tristeții pe care au simțit-o în urma pierderii tatălui lor. Și acum, vă întreb pe voi, cum ați face față unei astfel de pierderi? Cum ați reușit să vă mențineți legătura cu persoanele dragi pe care le-ați pierdut? Poate că acest articol vă va inspira să găsiți modalități de a rămâne aproape de cei care nu mai sunt, pentru că, în final, iubirea și amintirile nu mor niciodată. Cum se va încheia povestea lui Ionuț și a fraților săi? Cum vor reuși să-și onoreze tatăl și să ducă mai departe moștenirea lui? Răspunsurile la aceste întrebări rămân un mister, dar cu siguranță că viitorul le va rezerva numeroase provocări și oportunități.